Salut, Mona, bună seara! Bine ați venit la Biblioteca Județeană Ghete Chirileanu. În seara aceasta avem prilejul să găzduim lansarea unei cărți care aduce în Moldova noastră străbună un alt fel de a vedea lucrurile. Ocupându-mă de această temă, Iisus Hristos, creștinismul, biserica, și scriind timp de mai bine de 20 de ani o antologie, am reușit să citesc și cărți legate de viziunea care ne vine de peste ocean, respectiv din California, vis-a-vis de ceea ce ei numesc impulsul cristic și așa mai departe. Ei, în această viziune, mai nou, circulă pe piață cărți care, eu știu, pun accentul pe ceea ce ei numesc channeling, adică modalitatea sau posibilitatea unor oameni ca noi de a lua legătura cu niște spirite destrupate. Și primele cărți pe tema asta care mi-au căzut în mână au fost cele legate de Ramta. Și de ce spun chestia asta? Pentru că la un moment dat nu abordam acest subiect, dar am găsit o carte la Casa Cărții aici, Ramta despre Iisus Hristos. Și atunci am cumpărat cartea să văd ce spune Ramta despre Iisus Hristos. Și atunci am aflat cu surprindere așa că acest Ramta este o entitate care e pe planeta noastră de 35.000 de ani și care, sub o formă sau alta, ne-a însoțit. Din punctul meu de vedere, aceste lucruri neputând fi verificate, sigur că ele rămân, cel puțin pentru mine, sub semnul întrebării, pentru că și eu pot să spun că la vreme de seară mă vizitează o entitate de acum 40.000 de ani. Ei, acum, referitor la cartea care o găzduim în seara asta, Problema minții. Când am citit, practic, coperta și după titlul Un ghid de explorare a labirintului minții, am citit Master Jval, nu știu cum se pronunță așa, prin femeia asta, prin Gătindu, mi-am dat seama că este o carte din acea serie din care vin și cărțile lui Ramta. De asta spun că e, după știința mea, prima dată când Biblioteca Județeană sau o altă instituție de cultură din județul Neamț găzduiește o astfel de lansare. Pentru că, repet, acest curent este un curent care a ajuns și la noi, să spunem, după anul 2000. Sigur, fac o paranteză, noi ne plecăm cu toții în fața tehnologiei americane și a nivelului de democrație și civilizația lor, dar la rândul lor și ei pot să se plece, zic eu, în fața spiritualității noastre. Pentru că dacă e să vorbim de minte, în spiritualitatea creștin-ortodoxă, isihasmul vorbește de coborârea minții în inimă. Deci pe tema asta a minții, începând de la Sfinții Părinți din secolele 3-4 și până astăzi, s-au scris zeci de mii de pagini. Ori, pentru mine, care am citit cartea, această entitate nu a reușit să aducă nimic nou. Închei spunând că, în afară de doamna care a scris pe hârtie această carte, entitatea respectivă a mai inspirat la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, pe Madame Blavatsky, cu celebra ei doctrină secretă, și pe Annie Besant. Mai mult o să vă spună domnul doctor Filimon, care sigur este mai în problemă, și sigur la sfârșit doamna care a tradus cartea și prin traducere sigur că a intrat mult mai adânc în intimitatea textului. Domnul doctor... Bună seara, vă mulțumesc pentru gentilețea pe care o manifestați, datorită faptului că, iată, pe o zi călduroasă, în loc să faceți plajă, ați binevoit să veniți aici și să ascultați, așa cum spunea bunul meu prieten Dan Iacob, niște fantasmagorii. Dar cu medicii se ocupă și cu fantasmagoriile, sigur că e una din temele care mă interesează. Și este evident că fără să fie un fundamentalist creștin,
Știți că fundamentaliștii pot să fie de tip budist, de tip islamic, musulman, dar și creștin. Nu e niciun fel. Deci fără să fie fundamentalist, are un ascuțit spirit de observație cu nuanțe suave, critice, care dă gust, sper eu, întregii teme de care ne vom ocupa astăzi. Sigur că noi, ca și europeni și creștini, înrudiți fiind cu islamul și cu iudaismul, în mod firesc, facem parte dintr-o categorie culturală care respinge astfel de aspecte ale comunicării fără mijloace tehnologice. Comunicare directă, o comunicare care are loc de la om la om. Respectând întru totul punctele de vedere ale tuturor religiilor, nici nu mă voi ocupa deloc de, aproape deloc de acest aspect, dar îmi pun probleme din punct de vedere a curiozității științifice. Și mă întreb și voi dezvolta puțin câteva întrebări de genul acesta, împreună cu dumneavoastră, referindu-mă la punctele de vedere a unor personalități a căror contribuție culturală și științifică este indubitabilă. În acest sens, vreau să ne aducem aminte împreună că Niels Bohr, cel care este părintele modelului atomic al structurii materiei, pentru a găsi o sintagmă, un model foarte permisiv fanteziei europeană occidentalului, nefamiliarizat cu stilul de gândire subtil extrem oriental, apelează la filozofia Tao, inspirată de antica, de foarte bătrâna cultură chineză și folosește un model pe care chinezii îl supra-numesc modelul evoluției celor cinci elemente sau legea ondulațiunii universale, cum ar zice vecinul nostru de la Ghindăoani, Vasile Conta, atunci când încearcă să descrie lumea, de la micro la macrocosmos. Astfel, chinezul antic vede lumea împărțită în două entități de tip antagonic, dar complementar. Este vorba de forțele Yin și Yang, care trec alternativ dintr-una într-alta, iar această trecere eternă dă naștere la ceea ce noi numim a fi materie, a fi realitatea obiectivă, realitatea imanentă. Ciudat este că Niels Bohr, european, iudeu, nu găsește în culturile cărora le aparține, vorbim de cea iudaică și de cea creștină în care se dezvoltă și lucrează în Danemarca, așa cum bine se știe, nu găsește inspirația care să-l ajute să structureze, să facă o descriere care să corespundă și din punct de vedere matematic și din punct de vedere experimental fizic, dar și din punct de vedere artistic. Pentru că noi, fără fantezie artistică, nu ne putem permite să descriem sau să ne referim la lume. Ci recurge la un model extrem de străin culturii occidentale, la modelul extrem oriental, așa cum am spus, adineoare. Unul dintre colaboratorii extraordinari de apropiație a lui Niels Bohr este Schrödinger. Schrödinger e o personalitate extraordinar de interesantă. A fost un interval de timp, a fost controversată că ar fi avut o serie de preocupări politice mai puțin ortodoxe, după care s-a constatat că toate acestea erau invenții ale adversarilor lui științifici, care se ocupau tot de structura materiei. Și într-una din plimbările pe aleile grădinii din jurul laboratoarelor din Copenhaga, discutând cu Niels Bohr, își formulează o întrebare extrem de ciudată, pe care o comunică lui Niels Bohr și îi spune: crezi că ar fi posibil să fie reale rezultatele experimentelor pe care noi le efectuăm în laborator cu mijloace tehnologice cele mai avansate la vremea aceea?
Și să fie atât de contradictorie comportarea materiei față de ceea pe care a descris-o Newton, să aibă dreptate oare Einstein atunci când pretinde că totul pe lume este relativ, nimic nu este precis, nimic nu este palpabil, totul este o fantezie care se structurează în mintea noastră, este realitatea așa cum ni se pare nouă că este, sau este vorba de o realitate care se naște în interiorul creierelor noastre. De ce treaba aceasta? Pentru că în momentul în care observăm, deci ne folosim analizorul vizual, în momentul în care auzim, pipăim, mirosim, gustăm și așa mai departe, toate aceste comportamente, cărora noi le spunem percepții, sunt transformate de analizori în curenți electrici, curenți electrici care, prin intermediul neuronilor, ajung în anumite zone ale creierului. Acolo, curenții aceștia electrici se compun, se supracompun, se descompun și până la urmă ne alegem în interiorul întunecos al craniului nostru cu niște imagini despre ceea ce zicem că este exterior. Și zicem că este exterior întrucât este la o distanță, la distanță de un os și o piele de mediul ambient. În aceste condiții se pare totuși că intuiția lui Schrödinger a fost o intuiție extraordinar de bună. Într-adevăr, realitatea comportamentului materiei este cu totul altul față de cea, față de realitatea descrisă cu 400 de ani înainte de un eminent fizician, și anume de Newton. Bun. Șef de catedră în științe naturale la Cambridge. Trecând peste aceste două puncte de vedere a unor mari personalități de la începutul secolului 20, vorba de anii 1905, 1907, 1928 și așa mai departe, ajungem la un specialist în teoria sistemelor, astăzi, un vecin de-al nostru, îl cheamă Erwin Laszlo, vă dați seama că locuiește într-o țară cu capitala la Budapesta, a fi specialist în teoria sistemelor este o chestiune de o actualitate extraordinară, pentru că teoria sistemelor este una dintre teoriile care, la ora actuală, ocupă prim planul scenelor științifice. Teoria sistemelor este o formă, un model de gândire cu ajutorul căruia noi descriem cum se comportă organismele vii, începând cu bacteriile și terminând cu, iată, coroana creației divine, care este omul. Și atunci acest pionier în științele ultra-ultra-ultra-moderne spune în felul următor. Nu există idee mai puternică decât să cunoaștem și să simțim unitatea noastră pentru a ne inspira cooperarea de care avem nevoie urgentă pentru a crea o sustenabilitate corectă lumii noastre. Cu alte cuvinte, Laszlo este persoana care consideră că noi suntem în profunzimea, în temelia structurală și funcțională a noastră, suntem una. Și probabil că vom reuși încetul cu încetul, domnul Dan Iacob, să consultăm. Că dumneavoastră v-ați simțit tușat. Eu m-am simțit tușat. Aș vrea să nu vă simțiți vinovat că a trebuit, conform sarcinilor de serviciu, să prezentați această carte nedogmatică. Între noi fie vorba, apropo de dogmă, în urmă cu vreo 5 ani de zile am primit aici în Piatra Neamț vizita fostului secretar personal al Papei Ioan Paul al II-lea. Venise împreună cu șeful Catedrei de Recuperare Medicală de la Iași și trecând prin Piatra Neamț m-au vizitat. Bineînțeles că n-am pierdut ocazia să nu formulez o sumedenie de întrebări, sigur că toate erau foarte dificile. Dar, având în vedere gradul de cultură teologică al personajului, am zis, acum sau niciodată, să nu pierd ocazia. Și a constatat
părintele respectiv, că sunt probleme la care, zice, dom'le, trebuie să mai pregătesc. Toți trebuie să ne pregătim, în fond, dacă suntem oameni serioși, atunci când abordăm o problemă de interes special. Și în momentul în care pleca, ieșea pe ușă, i-a venit o idee extraordinară. Vă spun și dumneavoastră. Și mi-a zis așa, libertatea și dispariția anxietății depinde de cât de tare accepti dogma. Dogma înseamnă că e vorba de un adevăr care nu mai trebuie demonstrat. E ca o axiomă. Ne bazăm pe dogma și pe axiomă ca să facem demonstrații fie în geometrie matematică, fie în teologie. Și i-am zis, lasă-mă să spun ce am înțeles eu din toată treaba asta. Că dacă nu o să mai împun probleme, o să fiu mult mai fericit. Despre asta e vorba, părinte. Da, despre asta este. Deci, nu e nimic altceva mai confortabil decât să manifestăm o putroșire intelectuală. Aș vrea să recurg și la formulările pe care le-am spicuit din alte lecturi, și anume doctorul, iată, medicii își bagă tot timpul coada unde este situația cât mai penibil posibilă, cum vedeți și în seara asta, nu? Se numește Dean Radin, acest cercetător la Institutul de Științe Noetice. Științele noetice e o chestiune iarăși foarte nouă. Nous, nous înseamnă la cunoaștere în limba greacă. Se constată în urma tuturor investigațiilor făcute atât din punct de vedere psihologic, cât și din punct de vedere al neuroștiințelor, dar și din punctul de vedere al fizicii cuantice, se constată că pe lângă litosferă, atmosferă, hidrosferă, atmosferă, mai există o sferă. Această nouă sferă se numește nouă sferă. Adică acea sferă care ține de un comportament specific al ființelor vii. Comportamentul de tip comunicațional. În consecință, la nivelul acestui tip de structură a terei, în nouă sferă, se petrec aceste schimburi de informații care dau atâta farmec și gust vieții, pe de o parte, și atâta depresivitate și amărăciune, pe de altă parte. Ori, în cartea aici de față, în problema minții, ceea ce dorește autorul, care este un maestru ascensionat, pe care îl cheamă Dual Cord, prin canal care se numește Catholic Kingdom, nu face nimic altceva decât să încerce să ne spună că filozofiile antice vedeau realitatea și comportamentele ființelor vii exact așa cum le vede știința de ultimă generație din zilele noastre. Și atunci acest cercetător, acest medic la Institutul de Științe Noetice spune în felul următor, că adevărul universal constă în faptul că există doar o singură minte. Și noi suntem cei ce o alcătuim. În ciuda aparențelor că și a iluziei că suntem separați, care persistă, persistență care demonstrează că noi continuăm permanent să uităm faptul că suntem interconectați. Din cauza faptului că ni se pare că suntem entități separate, că eu cred că dumneavoastră sunteți niște elemente, niște entități situate în afara mea, că n-aveți legătură cu mine decât întâmplător în seara aceasta sau când ne intersectăm pe stradă și așa mai departe. Din cauza aceasta, în noi se naște, crește, se dezvoltă un sentiment extraordinar de penibil. Acest sentiment se numește ură. Iar ura e o chestiune care ne grevează extraordinar de adânc. Ne grevează atât datorită faptului că noi cheltuim cantități enorme de energie în așa fel încât să ducem la distrugerea celui pe care îl urâm. Acea cantitate de energie cheltuită în acest fel, dacă ar fi dirijată sau redirijată către orice altceva, către a săpa un ogor, către a determina un efort mai mult sau mai puțin
în virtutea ajutorării altuia și așa mai departe, vă dați seama ce economie s-ar face, câtă risipă de energie personală și de energie combustională, deci energie care provine din utilizarea combustibililor fosile, a resurselor energetice, ca apa, aer, etc. Deci doctorul acesta, care este cercetător în acest tip de institut, ridică niște probleme extrem de actuale, care în același timp constituie, reprezintă și soluții pentru stările noastre de nefericire psihică. Pentru că, haideți să recunoaștem că în proporție cam de 70% din viața noastră, ni se pare că suntem nefericiți. Ni se pare că nu avem tot ceea ce bine merităm. Ni se pare că, totdeauna, ni se pare că merităm mai mult decât ceea ce primim sau ne oferă viața și societatea. Și în condițiile acestea, doar 30% este o stare de mulțumire și aceea pasageră extrem de segmentată, pentru că niciodată nu există un interval de timp de-a lungul căreia să spunem, Dom'le, n-a intervenit nimic astăzi care să mă deranjeze. Un autor extrem de citit în Occidentul de peste ocean este Chris Carter, care face următoarea observație și anume el propune în felul următor să realizăm o anumită situație de lucru și spune că realizarea pe care că noi toți suntem profund conectați la același nivel, ar trebui să dea naștere unui sentiment de compasiune și responsabilitate de care este mare nevoie într-o lume pe care avem capacitatea să o distrugem cu nepăsare. E o temă fără formule matematice, fără cercetări științifice ca la colliderul de la Geneva și așa mai departe. E o chestiune la care, dacă vom reveni de câteva ori în acea zi, ne-ar ajuta foarte tare să ne schimbăm comportamentul față de noi. Pentru că vom cheltui mult mai puțină energie, vom risipi mai puțină stare psihică nobilă, urând și devenim nefericiți pentru că ura noastră încă n-a reușit să-l omoare pe adversar. Iar doctorul Larry Dossey, alt american, vorbește despre mintea universală, pe care el o numește singura minte, și spune că această singură minte, această minte universală, este un domeniu colectiv, unitar al inteligenței, din care fac parte toate mințile individuale. Deci, mințile noastre, undeva la un nivel fundamental, sunt un tot, sunt în întreg, sunt un element comun care ne unește vrem, nu vrem. Această dimensiune unde se întâlnesc toate mințile noastre este dimensiunea în care cu toții ne întâlnim fix așa cum este acum, fix așa cum va fi în momentul în care veți ajunge acasă sau într-un colectiv și așa mai departe. A înțelege mintea universală, zice doctorul Dossey mai departe, este calea potențială de ieșire din divizare, din amărăciunea, din egoismul, din lăcomia și distrugerea care amenință să cuprindă lumea noastră, pentru că vreți, nu vreți, trebuie să recunoașteți că a început deja perioada încălzirii globale. Deci, elementele care se vor constitui într-o apocalipsă, care se vor constitui în sfârșitul lumii, în sfârșit sunt palpabile și mai ales măsurabile. Încă un doctor din Statele Unite, Louis Thomas, avansează următoarea ipoteză, că însăși conștiința este reciclată. Deci totul se reciclează, atomii, electronii, moleculele și așa mai departe. Dar, la un nivel de reciclare mult, mult mai semnificativ, este însăși conștiința noastră. Conștiințele noastre, care, după moarte, intră în alcătuirea unui sistem nervos biosferic, adică
mistică în acea nouă sferă de care vorbeam adunat, pentru că este o entitate, cine? Această conștiință a noastră, această minte a noastră, este o entitate prea valoroasă pentru ca natura să o risipească. Conștiința e universală, unificatoare și non-locală. Expresia finală, non-locală, este o expresie care e preluată din fizica cuantică, expresie care susține și a demonstrat faptul că tot felul de elemente care odată au apucat să fie în comun, indiferent la ce distanță se vor găsi vreodată, instantaneu, deci mult mai repede decât s-ar deplasa lumina între cele două entități, instantaneu, una știe totul despre cealaltă. Dacă fizicienii au reușit să observe acest lucru, să-l demonstreze în laboratoare, eu nu mai am nimic de comentat. Chiar pot să spun, sunt fericit că intuiția mea își găsește confirmarea în niște comportamente intelectuale atât de drastice, atât de eficiente, cum sunt cele care caracterizează fizica, mecanica cuantică. Vreau să vă spun că singurele teorii care nu au putut să fie contrazise încă, așa cum a fost, de exemplu, teoria atracției universale a lui Newton și altele, singura dintre ele care nu a ridicat probleme de dubiu sunt teoriile care se ocupă cu structura profundă a materiei. Și atunci îmi scot pălăria cu tot respectul în fața acestor persoane care au simțit că ar fi un sacrificiu din partea lor să nu se mai ocupe de știință. Newton a fost necăsătorit toată viața. Întrebat fiind de prieteni din ce cauză, a spus, nu poți să fii onest iubind în același timp două entități. Și o femeie și fizică. Și atunci eu am renunțat la ceea ce voi nu puteți renunța, la soție. Ocupația mea este fizica. Deci s-a născut și a murit flecău. Dar a satisfăcut din plin fizica, pentru că el nu numai că s-a ocupat cu studiul comportamentului corpurilor solide, în plus față de aceasta s-a ocupat intens cu alchimia, iar alchimia nu este nimic decât, la ora actuală, expresia incredibil de specială a fizicii cuantice. Ceea ce era alchimie pe vremea lui Newton și a celorlalte personalități, acum devine realitate. De unde trebuie să recunoaștem că avem cu toții un loc din care ne inspirăm. Acel loc este nousul universal. Este conștiința universală. Este mintea. Din păcate, noi avem însă două feluri de minți. Avem o minte care ține de structura noastră tisulară și mai avem o minte esențială care provine din acel fundament de care vorbeam adineară. Și acum, ajungând la David Bohm, care este un filozof arhicunoscut, nu fac nimic altceva decât să mă achit de datoria de a-l nominaliza, pentru că el a adus niște explicații de o calitate extraordinară în acest domeniu. Și anume zice în felul următor. Mergând de la nivelul macrofizic, adică de la ceea ce putem noi conchide că este concret. Și până la cele mai profunde structuri materiei, trecem prin țesuturi, celule, de la celule ajungem la molecule. Moleculele sunt formate din atomi. Atomii au un nucleu și un înveliș electronic. Și dacă mergem mai departe la particulele subatomice, care compun nucleul și așa mai departe, se ajunge la tot felul de particule până când ne trezim în domeniul numit al coarcilor. Coarcii, spun acești fizicieni, sunt elementul de bază. Comportamentul coarcilor nu seamănă cu comportamentul moleculelor și atomilor, cu atât mai puțin a obiectelor dure, rigide, cu masă. Coarcii au un comportament exact așa
cum îl vedea și îl vede încă filozofia antică din China, taoismul. Și anume că, la acest nivel al coarcilor, totul este în eternă mișcare de la yin la yang și invers. Acolo, această mișcare de du-te vino dă naștere celor mai mici structuri posibile. Aceste structuri în limba română se cheamă cords, în limba engleză se numesc stringuri. Deci teoria stringurilor a ajuns la ora actuală, grație studiilor făcute de fizicieni, să poată face o afirmație categorică, și anume că toate forțele care acționează în lumea pe care o cunoaștem sunt unitare. Sunt unitare pentru că se găsesc și iau naștere de la nivelul unui câmp fundamental. Câmpul acesta este câmpul stringurilor, al corzilor, care vibrează. În consecință, visul lui Einstein de unificare a tuturor celor patru mari forțe cunoscute în lumea noastră a fost împlinit. Până acum câteva zile era problematic dacă va fi vreodată această dorință al Einstein împlinită. Iată că se raportează cu claritate pe baza experimentelor efectuate în tot felul de laboratoare, inclusiv la Geneva, în Marele Collider, se raportează că acesta este marele câmp fundamental. Iar marele câmp fundamental este inteligență. Inteligență înseamnă viață. Nu putem să facem distinție între noi. Toți suntem vii, din fericire, astăzi și aici. Dar și ceea ce ne compune pe noi, celule, structuri moleculare, atomi, și acestea au o anumită înțelepciune. Niciunul nu se combină decât conform unor prescripții foarte exacte. Adică, la nivelul unei structuri nucleare, trebuie să contribuie un înveliș electronic foarte, foarte special și adecvat, în așa fel încât să dea consistență și longevitate structurilor atomice. Apoi, atomii se combină între ei, dând nașterea anumitor forme de molecule. Nu există o anarhie moleculară. Există un regulament de comportare moleculară. Și toate acestea se fac grație inteligenței, grație lui Dumnezeu, pentru că acolo ajunge, până la urmă, David Bohm cu afirmațiile. Acest câmp universal, fundamental, care este constituit din stringuri, această inteligență nemaipomenită, din care totul este cu putință a se dezvolta, este însuși divinitate. Aici e diferența față de creștinism. Creștinismul nu poate să susțină. Aici a profitat creștinismul din plin, da, ca să rămâne controversa înscris. Înscris între noi. Domnul Dumnezeu, nu e chestia de perfect, dar cu ce spui, cu stringuri și cu toate, dar toate astea fac parte din lumea creată. Ori credința noastră este că ființa, Sfânta Treime este dincolo de creație. Și atunci, stringurile sunt aici. David Bohm a zis, în felul următor, că stringurile sunt controlate de superstringuri, iar acel creator la care face aluzie, îl numește atât Dumnezeu, cât și super, super stringuri. Da. Deci, eu n-am vrut să intru în niște lucruri decât în așa fel încât să vă dau, să vă transfer sau să vă amintesc la cei mai mulți dintre dumneavoastră faptul că toate aceste lucruri sunt un temei extraordinar să ne bucurăm de fiecare clipă de viață, de fiecare entitate pe care o vedem în jurul nostru, să reducem la minimum aversiunile și aceste dezorientări care provoacă, așa cum zicea doctorul Dose, atâta amărăciune. Haideți să vedem ce mai zice David Bohm. Tot ce există sunt unde ale supercorzilor. Suntem uniți prin esență. Asta înțelege el prin esență și de la el a preluat inclusiv Dual Col, am zis bine? Dual Col, a preluat termenul de minte esențială.
de esență a minții. De la David Bohm, atunci când i-a dictat autoare. Suntem uniți prin esență. De aici rezultă că nu există decât o singură conștiință. Și că ne individualizăm conștiințele noastre prin filtrul sistemelor noastre nervoase și a structurilor noastre celulare. Acest câmp, fundamental, când ne parcurge, sigur că se individualizează, fiindcă noi, din punct de vedere structural, prezentăm o serie de deosebiri și în funcție de deosebirile noastre structurale, inclusiv modul în care decriptăm ambianța, este diferită și ne dă un nivel de individualitate care este minuscul comparativ cu nivelul de colectivitate, de similaritate pe care îl împărtășim cu toții. Subiectivismul nostru personal însă se regăsește în nousul universal, în nousul universal. Noi comitem o eroare și anume că privim lumea ca fiind material. Și ne este foarte greu să ne dezobișnuim de acest lucru în care, cu care am trăit, am copilărit, am mers la școală și la școală ni s-a sădit în minte același lucru. Că lumea este materială. Lumea este o idee și această idee se conformează unor modele pe care noi le deținem și conform cărora vedem lumea. Este cazul. De aici încolo nu mai putem supraviețui în condițiile acestei erori. Va trebui neapărat și este de datoria tuturor să facem efortul de a ajunge la ceea ce înseamnă înțelegerea obiectivă a lumii. Deci ceea ce ne înconjoară nu sunt obiecte moarte. Universul este copleșitor de conștiință. Și dacă punem o minte lângă alta noastră și vom vedea câte performanțe scot mai multe minți la un loc și atunci extindem la nivelul orașului Piatra Neamț, să vedeți ce deștețe am fi dacă am face uz de acest model constructivist de a gândi, așa cum spune Adrian, constructivist, deci constructală spre deosebire de fractală. Adrian Bejan e șeful Catedrei de Fizică de la University din Statele Unite, dar el de loc e din Galați. E un băiat admirabil, cu foarte bun basketbalist. Nu ratează din 10 aruncări la coș, nu ratează niciuna. Probabil că de la 11 până la 20 s-ar putea să rateze. Bun. În mod fundamental, spațiul este spiritual. Deci totul este viață. Să nu murim înșelați fiind că, vezi, Doamne, ferește, s-ar putea să existe ceva. Nu. Totul este viu, totul comunică. Problema noastră este să conștientizăm că funcționează această comunicare. Și mai zice David Bohm, toți, quarci, leptoni, protoni, neutroni, neutrini și așa mai departe, sunt doar unde diferite ale unui ocean esențial unic, adică oceanul de superstringuri. Acest ocean este denumit câmpul unificat sau câmpul supercorzilor. Are cineva în aceste condiții mai multe drepturi de a polua mediul înconjurător? Ai tu dreptul, fiindcă ai mai mulți bani, să arzi mai mult combustibil și să fixești atmosfera cu noxe și eu să-l respir și să mă îmbolnăvesc și apoi să mă întreb oare de ce a făcut Popescu cancer de pancreas și Ionescu cancer de cap de pancreas? Are cineva drept în aceste condiții? Trebuie să fii prost ca să nu te gândești că la un moment dat acea conștiință despre care spunea doctorul Riddle că e prea valoroasă pentru ca Universul să nu o recicleze. Dar cum vine a recicla conștiința? Înseamnă a te reîncarna. Sigur, asta e o problemă cu care pot polemiza foarte mult, cu foarte multă lume. Dar cunoașterea, esența a ceea ce suntem, nu poate să moară. Deci nu există după moarte, moarte. După moarte există viață și toate lucrurile acestea, dumneavoastră le-ați citit,
Le-ați auzit și la radio și le-ați văzut prezentate la televizor și așa mai departe. În condițiile în care discutăm despre reîncarnare, trebuie să facem apel la un cuvânt care este destinat de filozofia veche indiană să desemneze acest aspect. Cuvântul este karma. Karma nu înseamnă nimic altceva decât experiențele pe care le-am trăit. Așa cum facem channeling, fără să știm, pentru că noi suntem într-o comunicare permanentă cu oceanul acesta de super stringuri de care vorbește David Bonșa și așa mai departe. Deci a face channeling e o chestiune care ține ca nivel de schimb de informații de structura noastră. Unii suntem mai capabili să tragem la coș ca profesorul Adrian Bejan de la Duke University. Alții suntem capabili să alegem cele mai potrivite nuanțe pentru a alcătui imaginile dintr-o pânză pe care o pictăm. Și așa mai departe. În condițiile în care este evident că îți vin idei. Dar de unde să-ți vină ideile astea? Pentru că aici este marea contradicție între religia științifică materialistă. Pentru că materialismul științific este o religie. Pentru că este dogmatic. Spune materialismul științific despre minte că este rezultatul activității neuronilor. Adică, vezi, Doamne, materia care practic nu există produce gândire, face minte, dă naștere conștiinței. Ori, știința la ora actuală, și din cauza asta am preferat să vă dau atâtea citate, pentru că veți avea la îndemână cartea și o veți citi. Nu trebuie să vă fac eu un rezumat al cărții, trebuie doar să vă trezesc curiozitatea și să vă ofer niște puncte de sprijin luate din literatura care este consacrată din punct de vedere științific. Și atunci, conștiința care este, care umple cosmosul, ne permite fenomenul de channeling. Și trecând mai departe, ne permite să înțelegem că nu dispărem odată cu moartea fizică. Nu facem decât să ne reciclăm, să se ducă conștiința noastră în altă dimensiune, în altă viață și să o ia de la capăt cu experimentele, care la rândul lor vor fi adunate ca amintiri, constituind karma. Există o karma care apare după fiecare moarte, dar karma, în sensul noțiunii de amintire, zace permanent în noi. Noi suntem structurați conform elementelor mnestice. Adică a experiențelor pe care le-am făcut și care le ținem minte. Și cum le ținem minte? Spun anumiți savanți din neuroștiințe că datorită modului în care se formează sinapsele neuronale. Dar tot savanții aceștia au constatat că noi ținem minte prin modul în care se structurează genomul în fiecare celulă și modul în care se dezvoltă anumite structuri tisulare ale noastre. Deci, forma pe care o îmbracă, și asta vă spun ca medic, pe care o îmbracă fiecare dintre noi, dacă te pricepi și ai învățat, te-ai interesat chestia asta, poți să spui. După forma craniului, tu ai talentul cu tare și cu tare. După forma burții, tu ai probleme psihice în sfera acordului. După deranjurile digestive pe care ai, știi că are pancreatită și ai pancreatită pentru că nu ai certitudini despre locul care îți este destinat ca și cămin. Deci cei care au cancer de cap, de pancreas, să știți că au această nesiguranță conjugală, familială, filială sau parentală. Deci ține minte și cu trupul. Din cauza aceasta, această memorie tisulară, unii este extrem de generoasă și reușesc să bată recorduri olimpice și așa mai departe, iar alții nu, dar compensează cu alte valențe. Karma este o chestiune care se manifestă prin amintiri. Asta spuneam și vreau să reiau această idee. Și în viața aceasta. Deci, permanent noi ce am trăit constituie un model de unitate de măsură pentru noile lucruri pe care le percepem în fiecare zi. Și atunci vom compara ce am trăit și s-a sedimentat în noi cu ce trăim acum. Deci, suntem sortiți unei mari
neîmpliniri și anume aceea că niciodată nu putem să trăim acum. Pentru că noi totdeauna măsurăm cu uneltele de măsurat din carnele noastre ceea ce ni se întâmplă astăzi. Aici. Și permanent este parazitat modul în care noi... Dar e adevărat că am putea uita amintirile? Da, este adevărat. Există această... Aveți foarte mare dreptate. Dar merită să ne ocupăm puțin de problema aceasta. Vedeți? Întrucât karma este demonstrată de această foarte, foarte nouă știință numită epigenetică, este demonstrat că se tezaurizează în genom, deci în ADN. Fiecare experiență ne obligă să facem un act de a răspunde la ceea ce se întâmplă. Acest răspuns înseamnă că noi suntem în stare să ne adaptăm condițiilor de mediu. Epigenetica spune în felul următor. Doar 33% din calitățile noastre, din forma noastră, din talentele noastre, se datorează ADN-ului. Celelalte 66% procente sunt lucruri care se structurează conform experiențelor pe care le trăim. Deci, epigenetica bate genetica. Noi, când am învățat despre genetica, am învățat că ce ți-e scris în ADN, în frunte ți-e pus. Adică neapărat trebuie să trăiești. Ei bine, nu. Noi ne creăm viața în procent de 66% așa cum vrem noi. Deci, celulele care sunt necorespunzătoare, la un moment dat, fac aberație de la interesul comun de a trăi celulele împreună în țesuturi și în organe, și în organism. Și atunci, sunt identificate de sistemul imunitar ca fiind străine interesului colectivității, majorității, sunt etichetate ca atare și eliminate cu ajutorul celulelor NK, Natural Killer, produse de timus. În aceste condiții, ele vor fi eliminate. Iar bolile nu sunt nimic altceva decât confruntarea între celulele care devin bolnave prin neadaptarea la nevoile organismului care sunt tentinte de mediu, de comportament, de variații energetice din mediu. Și atunci facem toate reacțiile acelea de eliminare. Cu febră, cu dureri, cu vărsături și așa mai departe. Este foarte interesant că fizica cuantică la ora actuală, ne permite să remodelăm modul în care înțelegem organismele vii, modul în care înțelegem boala, modul în care spunem despre conștiința aceasta universală care îi zice în Dumnezeu și atunci zicem Dumnezeu ți-a dat boala cu tare. De ce? Ți-a dat boala cu tare pentru că tu, ego-ul tău, mintea ta egoistă, nu a încercat să elimine celulele care făceau aberații de la normalul pe care trebuie să-l îndeplinesc pentru a supraviețui. Și atunci spune că Dumnezeu te iubește foarte mult. Din cauza asta îți dă boala. Și din cauza aia spune în Cartea Sfântă că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. El vrea doar să înțeleagă ce. Iar boala nu trebuie înțeleasă ca un dușman și trebuie neapărat să lupți împotriva febrei. Este una dintre marile erori medicale. Și spun, reiau și spun că la ora actuală, cu ajutorul cuceririlor pe care fizica cuantică le pune la dispoziție întregii lumi, de la ultimul plugar până la cel mai dezăvârșit academician din medicină, să modificăm o sumedenie de modalități de a vedea lucrurile în așa fel încât să fie conform realității, pentru că marea suferință, cum spune filozofia indiană, este ignoranța. Nu ignoranța în sensul că suntem niște proști, ci ignoranța în sensul că nu avem acces la elementele informaționale. Că doar pentru asta trebuie să trăim. Noi trebuie să trăim ca să ne desăvârșim. Noi trebuie să trecem prin vârste apreciabile pentru a putea aduna o sumedenie de elemente experimentale care să ne permită înțelegerea adevărată a lumii. Dacă nu vom schimba, de exemplu, legile pe care le-a enunțat Newton sau Galileo Galilei și așa mai departe,
vom fi o societate profund anchilozată, vom avea o evoluție la fel de inexistență cum o are maimuțica Macacus Rhesus sau elefantul nu știu care, ce evoluție a avut, dar încă n-a reușit nimeni să arate cum crește un corn pentru că berbecii se bat cap în cap. În consecință, fantezii biologice au fost bune la un moment dat, este cazul să renunțăm la ele, am ieșit din copilăria și adolescența dezvoltării spirituale a omului, la ora actuală avem cu totul și cu totul alte mijloace la îndemână ca să înțelegem ce ni se întâmplă. Aceasta ar fi în mare problema carnei, și anume aceea a trecutului, a amintirilor. Karma este tiranică pentru că este foarte greu să scăpăm de toate celulele acelea în care este depozitată o karmă negativă. Karma, să știți că nu este exclusiv negativă, este 50-50. Este o parte din karma este pozitivă, în funcție de cum am început să filozofăm, fiindcă trebuie să filozofăm, fiindcă prin aceasta ne deosebim de animal și în felul acesta contribuim la desăvârșirea creației divine. Prin faptul că ne umanizăm și ne umanizăm prin această evoluție spirituală. Deci, să spunem un nu hotărât, lenii spirituale. În jurul nostru nu sunt persoane, sunt doar iluzii, în sensul că noi nu vedem pe celălalt așa cum este el, ci îl vedem așa cum ne-am dorit să fie. Din cauza aceasta, nimeni nu corespunde gustului celuilalt. Din cauza asta, suferim foarte mult. Așteptăm să se țină de celebra promisiune că împreună și la bine și la rău și constatăm că nu se întâmplă așa ceva. Și nu se întâmplă pentru că e de bine celălalt. Nu. Primii care trebuie să răspundă pentru această situație de nefericire suntem noi. Pentru că noi am fantazat, noi am creat un model în care nu se poate nimeni încadra. Nu poate să intre, domnule, în modelul meu. El are niște forme care îl jenează și atunci va ieși. Și rămân. Asta e un alt aspect pe care îl veți găsi foarte frumos detaliat în așa. Problema este a noastră. Noi trebuie să ne schimbăm, dar să nu credeți că am spus eu treaba asta. E un citat din Iisus. Nu vă lăsați copleșiți, spune Iisus. Nu fiți ca lumea voastră, adică aiurită și iluzorie, ci schimbați-vă. Reînnoiți-vă mințile. Mă opresc aici și vă mulțumesc. Personalități care se ocupă cu studiul, am anunțit,
al acestor domenii de cercetare și considerăm și noi că nu este altceva decât un câștig pentru personalitatea, pentru spiritualitatea personală, în a cunoaște mai mult, tocmai pentru a ne clarifica ideile, orizontul și viziunea noastră. Și din acest punct de vedere, vreau să fac o a doua referire la ceea ce numim channeling. Eu sunt un muzician, sunt pianist, am trăit mulți ani pe scenele din multe țări. Și mi-am dat seama că pianistul, concertistul, nu face altceva decât să fie un channeling. Asta am fost eu mereu. Nu am făcut altceva decât să fie o punte între ceva și altceva. Și am făcut-o fără teamă, am făcut-o cu obrajii înjurați. Am făcut-o cu emoție, am făcut-o sub presiune, am făcut-o sub tensiune, dar rezultatul a fost mereu un fapt absolut real. Ideea că am încercat să preiau de acolo de sus, să transform într-un fel ceva, să conduc într-un fel și să dărui acel ceva celorlalți. Ei, asta înseamnă genul. Nu cred că este un element care să însemne teamă sau blocaj în fața nouă. Este ceea ce fiecare dintre noi a făcut, facem și vom face mereu. Deci, welcome channeling. Fii binevenit channeling. Înseamnă să ne cunoaștem mai bine, înseamnă să reușim să ne realizăm, înseamnă să ne îmbunătățim și înseamnă să fim mai apropiați, așa cum spunea domnul nostru prieten Dan Filimon, să fim mai apropiați de ceilalți. Înseamnă să fim o parte din armonia universală, parte din armonia divină. Asta ne dorim cu toți. Mulțumesc! Avem o mică surpriză, este vorba de un cadru muzical. Avem plăcerea să vă prezentăm doi foarte tineri pianiști. Este vorba despre Ștefănel Busturan și despre Andrei Preda. Ei sunt doi tineri pianiști care au câștigat concursuri internaționale, naționale, de pian, de interpretare. Și astăzi ei au plăcerea să vă prezinte două studii din Opus 25 de Frédéric Chopin, un aranjament pe care l-a făcut pe teme din Hora Staccato de Grigore Jdenicu și din creația lui George Enescu, tocata Opus 10. Bye.
Mulțumim tuturor că ne-ați alăturat astăzi. Mulțumim Bibliotecii Județene și domnului Iacob că ne-a lesnit găzduind acest eveniment. Mulțumim foarte mult prietenului nostru, domnul doctor Filimon, care a făcut o prezentare foarte amplă și sper să vă invite să vă fi strânit curiozitatea să citiți cartea. Mulțumesc soțului meu, domnul Trofin, care m-a ajutat să dau stil în românește cărții. Mulțumim pianiștilor care încă o dată ne-au încântat cu talentul și maestria lor. Și vă mulțumim tuturor că ați venit astăzi să fiți cu noi. După părerea mea, nimic nu este întâmplător. Astăzi este 9-a 9-a 2016, care este încă un 9, 3 de 9. Semnifică schimbarea. Schimbarea pe care, de care avem nevoie și pe care ne dorim fiecare. De asemenea, am intrat în luna septembrie, care este luna echinocțiului de toamnă, care ne invită din nou la găsirea unui echilibru în viața noastră. Echilibru individual și echilibru pentru întreaga planetă pe care locuim și care este atât de, pare a fi, atât de haotică și agresivă în ziua de astăzi. De aceea, foarte nimerit este că s-a mai creat oportunitate pentru un eveniment la care vă așteptăm cu drag pe toți, un workshop pe 1 octombrie, care se va ține la Budești. Este un eveniment de o zi întreagă, între 9.30 și 16.30, care va trata tema prezența divină. Exact ceea ce avem nevoie pentru a face față evenimentelor acestei lumi în care, tranzitorii în care trăim acum. O inimă puternică și o minte stabilă. Avem aici un flyer cu toate informațiile și vă rog să ne sunați dacă vreți să vă înregistrați pentru acest eveniment. De asemenea, cartea este aici disponibilă dacă vreți să o aveți. Vă mulțumim încă o dată!